formarele unui laborator de acupunctură. Plural. Câte litere? 7. Ce litere mai avem? Începe cu S, T. Stuar, stupis, nu, stupar. Vezi, stupar, stupar. 7, treci acolo. Următorul? Alexandre, ia să luăm o pauză. Tor niște codnari? Manifest. Când te întorci înapoi la Iași? În iunie. Ia uite-te puțin peste ziarele alea. În 1884, convorbiri literare, asta e cronica de la scrisoare pierdută. Am găsit-o la un anticariat. Mi-a dat-o pe gratis. Voia să se scape de ea. Dacă o găseau securiștii la el, era deja la Jilava. În fine, uite-te acolo la comentariul lui Ionescu John. Lipsită de calități literare. Ei? Actorii au fost suiduiți la finalul piesei. Nu e de mirare. Nu asta. Nu ți se pare curios cum lumea pe atunci nu o înțelegea, dar acum e considerată capodoperă? Se aplică mai mult societății din ziua de azi. Într-adevăr, s-au folosit securiștii de caragiale pentru propagandă, dar ideile lui au rămas clare sub văz de lună. Presupun că de astea sunt interzise cronicile. Cum ne-am dat seama noi, oricine poate. Tu cum faci să le ascunzi? Stai aici de aproape 10 ani, te percheziționează săptămânal. Le ard. Fiecare dintre ele. Înainte de sâmbătă la ora 7. Îngrop cinușa odată la 2 săptămâni. Te-a stricat rău arestul ăsta. Dimpotrivă, am început să scriu și mai mult. Ți-am zis că ai aer de filozof. Tu ce mai scrii? Epigrame, cronici, ca de obicei. Gata cu Iorga? Gata, fie-i grea țărâna. Iorga s-a asinat, Pastorel tot același. Epigrame de ce fel? De toate, numai fără comuniști. Se știe că dacă nu mai e în viață Caragiale să-și bată joc de ei, tu ești acela. Constantine, spre deosebire de tine, mie nu mi-ar plăcea în arest. Dară la Sighet sau și Lava. Și dacă l-ai scrie, tu vrei neapărat să le răspundești? Ori asta, ori le arci eu în fiecare sâmbătă. Pastorele, tot vreau să te întreb ceva. Spune. Te văd așa, mai retras. Nu stă în fire. Te-au speriat atunci cu Maria Tănase, ai? De bună seamă m-au speriat. Nu te salt în fiecare zi din casă și te țin la interogatoriu. Te mai cheamă acum? A rezolvat securitatea ce a avut de rezolvat cu ea. Așa că, bineînțeles, au terminat și cu mine. Deci te lasă în pace? De tot? Așa mi s-a zis. Acum poți te apuci să scrii ceva. Scrie câte vrei. Numai nu le publica. Nu ai nimic de pierdut. Constantine... Nu mi-e ușor să spun, de-abia am aflat și eu. Ce? Sunt bolnav, foarte bolnav. Când? Săptămâna trecută am aflat. Ce? Rac. Deci chiar o mai nimic de pierdut. Bine spui. Da, acum las-o așa, să te bucuri de ultimii ani. Nu? Bine spuneai. Trebuie să mă apuc să-mi caut epigramele vechi. Altfel cum o să-și aducă lumea aminte de mine, decât un băutor și miștocar? Așa sunt și băutor și miștocar și cenzurat. Morul tonul a dispărut. Atâta doar că nu e pus în mișcare. Dacă te ajută, știu un cerc literal. Ne întâlnim o dată pe săptămână aici. Te ajută ei. Știi adunările alea din pasajul Basarab? Am auzit ceva de ele. Acolo sunt toți împotriva partidului. Din gură în gură se mai transmite ușor și repede. Am mai avut întâlniri cu ei. E o soluție și asta. Da. Dar știi că, până la urmă, din gură în gură se tot pierde una alta. Nu o să te mai poți numi autorul după aceea. Nu am nicio problemă cu asta. Și mai este o problemă. La tot pasul găsești turnători. Nu și acolo, Constantine, nu și acolo. Ascultă-mă numai puțin. Turnătorilor nu le pasă dacă ați fost prieteni toată viața voastră sau dacă sunteți foarte apropiați. Ei vor face orice să intre în grațiile securității, ba chiar să facă rost de niște parale. Am auzit că unul și-a turnat nevasta, care scria scrisoare în străinătate, despre corupția de la noi. Sunt doar zvonuri. Începute chiar de securitate să ne sperie pe noi. Ești naiv, Constantine? Dacă chiar e așa cum zici, de unde știu eu acum că tu nu mă vei turna? Pentru că noi ne știm de o viață întreagă și... Turnătorilor nu le-ar păsa dacă ați fost prieteni toată viața voastră sau dacă sunteți foarte apropiați. Bani am destui. În grațiile securității. Nu am nevoie și nici nu vreau să mă aflu.
Dacă ar auzi cineva părerile tale despre legionari, ai avea mai multe probleme decât mine. O să nu fii de acord, dar trebuie să recunoști că am dreptate aici. Partidul ca partidul, dar legionarii erau al dracului. Poate erau răi, dar au fost forțați să comită acele crime. Forțați, da, dar nu își, cum ziceai, sacrificau mântuirea pentru noi. Ba chiar așa, știau ce făceau, că nu era bine, dar știau că oricum și dacă refuzau ordinele, tot la fel se va termina. Doar cu soldatul în spatele gratiilor și cu mai mulți evrei uciși. Ai spus-o chiar tu, nu își sacrifică mântuirea. Ei nu vor să se opună ordinelor pentru că ei știu că îi va costa scump. Unii dintre ei, da, alții nu. Să fim unești acum, niciun legionar nu și-ar sacrifica viața pentru un șitan. Le stă în sânge. Ba chiar mai mult vor folosi orice oportunitate pentru a mai ucide încă unul. Sunt oameni lipsiți de umanitate. Idealurile lor de societate perfectă și ura asta constantă asupra evreilor nu există pentru a-și sacrifica ei mântuirea. Nu, este pentru a-i face să se simtă bine, să fie mândri de ceea ce sunt. Deși niciunul nu poate recunoaște că adânc în sufletul lor sunt toți niște călăi care imploră sânge. Bineînțeles, sunt câteva excepții, rare oricum. Constantine? Da? Nu ai observat că recent orice vorbim noi o dăm în politică? Ăsta e subiectul principal al zilei. Și noi vorbim despre el și oamenii străzii tot de el vorbesc. Mai mari țări la fel. Ce să mai spun de politicienii înșiși? Da, dar nu ne stă în fire. Acum 10-20 de ani vorbeam de autori, de opere de artă, lucrări. Acum, indiferent ce vorbim, tot de scandaluri și conspirații ajungem să discutăm. Nu numai nouă. Oamenilor în sine le place să discute despre certuri, despre neînțelegeri, pa chiar să creeze ei unele. De stă în fire românilor. Pum pare că și în sănătate e la fel. Deci așa e în zadar lupta noastră. Eu spun totuși să acționez cu precauție. Măgarea aceea te poate lipsi de libertate. Asta e. Măgarii și libertatea. Acum mi-am adus aminte de ea. Trebuie să o găsesc. E pe la Cluj, presupun. Și în loc să te opresc, îți dau idei. Mulțumesc, Constantine. Acum mă și apuc de treabă. Mai stai, nu pleca. Întâi trebuie să mă scap de cronica asta. O ardem acum? Haidem! Și umple-mă de la coroană până la vârful piciorului plin de cruzime. Faceți gros sângele meu, opriți accesul și trecerea la remușcări. Scuturați scopul meu căzut. Thank you.
Alo. Alo, da. Ozva la telefon. Cu cine vorbesc? Constantin. Constantin și mai cum? Botez. Am vorbit acum câțiva ani, la seminar. Da, parcă mai țin minte. Cu ce scop? Nimic special. Nu erai la psihologie? Ba da. Ești poet, nu? Ce mi-ai scris? Cronici, recenzii. Ce este permis? Presupun că nu-ți place, nu? Nu că nu-mi place, dar nu e genul meu. Dar care e genul tău? Epigrame. Așa. Țin aminte că aveai un talent special când vine vorba de umor. Nu aș zice chiar talent, pasiune mai mult. Trebuie să fiu de acord. Am citit câteva dintre scrierile tale mai vechi. Serios? Da. Mi s-au părut simpatice, dacă pot spune așa. Văd influențe din Caragiale. Asta dacă nu mă înșel. Într-adevăr, da. Caragiale e una dintre inspirațiile mele. Cum mi-am dat seama? După ideologie. Plăcerea lui de a critica sistemul. Se regăsește în munca dumitale. E, nu-aș spune că e neapărat plăcere, mai mult necesitate. Necesitate? Poți sta pur și simplu și să observi cum lumea se prăbușește în jurul tău? Da. Atâta timp cât te prăbușești și tu cu ea. Ești de stânga? Cum adică? Ești socialist? Nu cred că e o întrebare pe care ar mai trebui să o adresăm. De ce? În ziua de azi, ori ești cum vor ei, ori ești împușcat. Eu mă văd teafăr. Oare? Ce vrei să spui? Nimic, bineînțeles. Era o întrebare retorică. Înțeleg. Eu pur și simplu mor pe val când se îndreaptă spre mine. În loc să-l sparg sau, mai degrabă, să mă doboare el pe mine. Da, presupun că e un mod prin care poți aborda situația. Auzi, când ai fost ultima oară la spovedit? Nu mai țin minte. Ani buni au trecut. E importantă data exactă? Nu neapărat. Dar nu ar strica una. Nu neapărat la biserică. Am auzit că îți place Shakespeare. Greșesc? Nu. Sunt un admirator. Și stilul său se regăsește în munca ta. Îmi place. E extravagant. Extravagant? Interesantă alegere de cuvinte. Dar știi foarte bine că și Shakespeare e interzis la noi. L-am studiat de mult. Aha. La fel ca și Caragiale, știa să scoată la iveală toate laturile omului, și cele bune și cele rele. Într-adevăr, și mie îmi place munca lui. Goethe, cum ți se pare? Lui Noica îi plăcea mult Goethe. E bun, dar e prea conformist. Știi că, parțial, din cauza că a deținut manuscrise de Goethe, a fost închis, nu? Am auzit, da. Tu deții manuscrise? Nu cred că ești persoana potrivită căruia să-i spun. Ce frumos ai spus-o. Îmi cer scuze dacă te-am rănit. Oh, Conte, mă bucura. Selectivitatea e prudentă. Cu băutul cum stai? Cum să stau? Ca de obicei. Mult. Bun. Îmi spui și mie câteva epigrame de ale tale? Ce epigrame? Mai necenzurate. Despre partid? Da. Dacă mai ai. Te interesează cele despre partid anume? Nu. Doar vreau să aud câteva. Caligula imperator a făcut din cal senator, domnul Groza mai sinistru a făcut din bou ministru. Frumos. Îmi place. Serios? Da. E bine făcut. Păcat că nu pot fi publicate. Scrii și tu ceva despre legionari, ceva pe placul Dej. Poate ajungi prin mai mari țări. Nu se poate. Am făcut parte de mișcarea legionară, m-aș înjunghea singur. Și comunist ești. Dar scrie epigrame despre Petru Groza. Are unele aspecte care oferă scop comedic. Precum? Precum limbajul de lemn și gafele lor. Ei, hai, ți-am citit și cronicile culinare. Adopți încet și tu acest limbaj. Cum ai spus tu? Doar ca să le fac pe plac. A funcționat. Pe moment. Cum adică pe moment? Să știi doar că Securitatea te are în vizor. Ce spui? Nu e nimic personal. Ți-am spus. E bine să te afli în grațiile lor. Nu ești nici primul. Ești turnător? Nu e termenul potrivit. Cred că... Tu m-ai turnat pe mine?
ofere și în această perioadă optime condiții pentru cazare, masă și divertisment. De la Predeal puteți face... Alo? Da, Marta. Ah, Alexandra, a sunat Radu. Cred că are ceva treabă cu tine. Când ajungi acasă? Nu cred că mai ajung acasă. Iar ai de lucru mult? Pentru ce ziar? Caută în biblioteca mea tot ce e Shakespeare și scapă de ele. Să mă scap de... De ce? S-a întâmplat ceva? Da, Marta. S-a întâmplat. Ai probleme cu... Cu securitatea. Dar... Nu... Nu! Nu! O să fiu bine. Tu să ai grijă de tine. Da. Te iubesc, Marta. Expoziții, spectacole, apar cu deosebire necesară a fi recomandate pentru eficiența pe care o au în educarea tineretului sau în transmiterea unor cunoștințe noi de deosebită valoare simplă.